În cursul săptămânii trecute, pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud, lucrările s-au derulat cu aproape 500 de muncitori și un număr mediu zilnic de circa 100 de utilaje și echipamente de construcții. Continuă lucrările de drum, precum umpluturi, șanțuri, podețe, strat de formă și strat de fundație și la structuri la cele 10 pasaje și cele două poduri de pe traseu. Pentru îmbunătățirea comportării terenului natural și a umpluturilor de pământ au fost mobilizate aproximativ 20 de utilaje specializate și de transport alian hidraulici. S-a lucrat 24 de ore din 24 la partea de drum, iar la partea de structuri atât timp cât a permis lumina naturală. Pentru săptămâna în curs, antreprenorul nu va executa lucrări fiind în săptămâna liberă, urmând a reveni în șantier de lunea viitoare. Se execută în continuare de către subantreprenorii de specialitate lucrări de relocare a rețelei de apă și a rețelei electrice, transmit reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara.